Stanomir, poate nu întâmplător, ea mi-a evocat două observații pe care le face tot un cetățean european extrem de lucid și confruntat în nimica lui patrie cu spectrul dezastrului, mă refer la Milan Kundera, referitor la Cehoslovacia. Un lucru care, de altfel, ca observație, se diseminează pe întreg parcursul cărții lui Ioan Stanomir. Milan Kundera a observat că există o anumită ciclicitate a evenimentelor pentru Cehoslovacia, 30 de ani fiind perioada. În 1918 se înființează ca unitate statală Cehoslovacia, în 1938 este invadată de Germania și dispare ca stat, în 1968, după un vis de posibilitate, un orizont de eliberare, primăvara de la Praga se încheie cu invadarea Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia și 30 de ani mai târziu comunismul cade nu numai în Cehoslovacia, ci în toate țările din locul de est, din fostul lagăr socialist. Dar mai o observație care e extrem de pertinentă pentru noi și pe care ar trebui să o înțelegem și pe care Ioan Stanomir, nu numai ca istoric, dar și ca un spirit lucid, o înțelege foarte bine. Milan Kundera spune așa: e o problemă, țările mari nu au această problemă, dar țările mici sunt confruntate cu o posibilitate foarte reală, aceea a dispariției lor. Istoria te poate face să dispari. Există printr-un minunat hocus-pocus aparent o situație de care spiritele lucide ale momentului 1918 profită maximal. Politicienii găsesc această rațiune politică, rațiune de stat, pentru a-și modela asperitățile contradicții în beneficiul unei Românii unitate în 1918, dar nu trebuie uitat că acest moment inaugural și augural deopotrivă vine după un dezastru. România a pierdut războiul într-o primă instanță și a făcut să o parce cu puterile centrale. Printr-un miracol, Germania pierde războiul și situația se întoarce în favoarea uneia dintre beligeranții care pierduseră războiul, și anume România. Dar n-ar fi fost de ajuns acest lucru dacă politicienii momentului Iulmanii, Oso, a fost pronunțată nume importante, Brătianu, etc., etc. Câteva spirite lucide nu ar fi înțeles această mare oportunitate care se învise din nebula istoriei. Iar în rezoluția de la Alba Iulia, pe care o analizează cu un spirit extrem de pătrunzător Ioan Stanomir, se află bazele unui stat modern, unul dintre cele mai moderne state europene. Spun că proiectul este modern, nu și realizarea lui, pentru că realizarea lui a fost parțială și că o serie de voci, de asemenea lucide, au fost lăsate deoparte, cum a fost, de exemplu, Cestere, voci marginalizate, mai precis, care vedeau în respectarea acelui proiect politic al României mari o posibilitate de a construi un temelie foarte rezistentă pentru viitor. Faptul că temelia nu a fost solidă, așa cum a analizat și Ioan Stanomir, s-a văzut în deceniile care au urmat. Ușor, ușor, într-un context care era extrem de ostil politic, România a început din interior să se dizolve, să se dezagrege. Toate solidaritățile pe care le evocau spiritul wilsonian, pluricentrismul, autodeterminarea, toate aceste lucruri nu s-au realizat. În schimb, ceva din fondul nostru străvechi, nelatin, cum spunea o sintagmă, s-a trezit la viață, iar Ioan Stanomir punctează, să spunem, momente esențiale, momente de inflexiune. Ia temperatura unor schimbări care se petrec pe nesimțite, atât în România cât și în Europa momentului, și care vor lua o turnură tragică, cum este, de exemplu, articolul extrem de virulent al lui I. Forcroat, Parsifal, care anunță, practic, fascismul, nazismul și, practic, aderența la o formulă totalitară pe care intelectualitatea, din păcate, în cea mai mare parte, intelectualitatea tineri intelectuali, noua generație intelectuală a momentului o îmbrățișează fără foarte mare discernământ. Aceasta e una dintre chestiuni, și anume faptul că, într-un anume sens, românii se instalează într-un regim al catastrofei după acest moment. În 40 România nu mai e România mare, în 44 i-a pierdut războiul, în 47, 30 decembrie își pierde libertatea, pierde autonomia, pierde de fapt tot ceea ce avusese până atunci, și anume pierde democrația din incorporarea sa în lagărul socialist patronat de Uniunea Sovietică. Urmează ani de comunism dificil și căderea comunismului, dar Ioan Stanomir merge dincolo de acest moment, iarăși un moment aparent favorabil, urmărind în ce fel fantomele trecutului se reîntorc, în ce fel această genă recesivă totalitară produce mutații și creează o societate pe care o putem vedea cu toții astăzi. O a doua chestiune pe care o subliniază această carte a lui Ioan Stanomir ține de o problemă identitară, o obsesie identitară, de fapt. Dacă urmărim marea majoritate a tinerei generații intelectuale interbelice este preocupată de problema identității și nu întâmplător, pentru că România este un conglomerat multietnic. Este acolo și un reflex de apărare, un reflex de practic identificare cu valori perene și cu sentimentul că există o alteritate amenințătoare. Din păcate, România nu reușește să-și recupereze toate solidaritățile, toate loialitățile cetățenilor ei, drept urmare una dintre minorități care aduce o contribuție extrem de importantă la cultura și civilizația românească, mă refer la evrei, devine țapul ispășitor al unor frici neîntemeiate. Această obsesie identitară este preluată, are un parcurs și în perioada comunistă și în perioada postcomunistă și dacă observați foarte bine, ea este invocată când, chiar acum, de către actuala clasă politică, în momentul în care e ca motivație pentru a nu respecta o serie de angajamente luate într-o intrare în Uniunea Europeană. Și aș mai putea spune că ceea ce face conturul indelebili și particular al acestei cărți ține de apelul pe care Ioan Stanomir îl face la cultura română și în special la literatură. Se pot observa foarte ușor titlurile care sunt împrumutate fie unor romane celebre, fie unor filme, Neul de Șarpa, Ingrid Bergman. Nu întâmplător sunt alese aceste metafore culturale, pentru că în cele din urmă România Mare reprezintă și cultura română în ansamblul ei, o cultură multivocală, o cultură care reunește voci și sensibilități diferite. Și nu trebuie uitat de fapt că în explozia culturală a interbelicului există extrem de multe nuanțe, că există tot atâtea bogății câte nu există care participă la o construcție culturală extrem de complexă. Și în cele din urmă, literatura este turnesolul unui spirit al momentului. Ea registrează tensiunile, intensitățile unor, registrează și deriva ideologică, alteori are această capacitate de predicție formidabilă care vede cumva zorii dezastrului înainte ca acest dezastru să se petreacă. Este o carte pe numeroase nivele, o carte de care era nevoie în anul centenarului. Din păcate este, în acest sens, cred că una singulară, dar este bine că o avem pentru că ea constituie, din punctul meu de vedere, un reper inconturnabil pentru momentul pe care îl trăim și o reflecție matură și lucidă despre perioada pe care o traversăm. Mulțumesc frumos!